Și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui. Înțelepciune! Din epistola a doua către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte! Fraților, noi suntem Biserica Dumnezeului Celui Viu, precum Dumnezeu a zis, voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor. Și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul. Și de ceea ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi, și voi fi vouă tată, și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul Atotțitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinăciunea trupului și a Duhului, săvârșim sfințenia într-o frica lui Dumnezeu. Fraților, Hristos n-a intrat într-o sfânta sfintelor făcută de mâini, închipuirea celei adevărate, ci chiar în cer, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu, iar nu ca să se aducă pe sine însuși jertfă de mai multe ori, ca arhiereul care intră în Sfânta Sfintelor cu sânge străin în fiecare an. Astfel ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la temerea lumii, ci acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat odată spre ștergerea păcatului prin jertfa sa. Și precum este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea să fie judecata, tot așa și Hristos, după ce a fost adus odată jertfă
ca să ridice păcatele multora. A doua oară, fără de păcat, se va arăta celor ce cu stăruință îl așteaptă spre mântuire. Pace ție, cititorule, și locului tău. Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, întru tot lăudatului, Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fie mie cu cuvântul tău, Părinte. Am înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Iubirea. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie hananiancă din acele ținuturi, ieșind din calea lui, striga către dânsul și zicea: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fica mea este rău, chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se ucenicii săi, îl ruga zicând: Dă-i drumul, că-l strigă în urma noastră. Iar ei răspunzând le-a zis: Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea venind s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis: Nu este bine să iei pâinea fiilor și s-o arunci câinilor. Dar i-a zis lui: Adevărat, Doamne, însă și câinii mănâncă din fărmeturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, fie-ți-e cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Pace ție, celui ce bine ai vestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție.
zicem toți din tot sufletul și din tot bugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește!